În România există mai multe căi cunoscute sub numele de Drumul Regelui. Unul dintre acestea face legătura între comuna hunedoreană Vața de Jos și localitatea Petriș din județul Arad și a fost construit în perioada interbelică la inițiativa regelui Mihai. După mai multe încercări eșuate de a-l repune în valoare, autoritățile din cele două județe sunt în prezent extrem de hotărâte pentru a introduce Drumul Regelui în circuitul turistic. Astfel, există intenția ca drumul dintre Vața de Jos și Petriș, în lungime de 17 km și aflat în prezent într-o stare destul de avansată de degradare, să fie reabilitat pe fonduri europene și astfel să se facă legătura cu artera rutieră către Castelul Regal de la Săvârșin, localitate situată tot în județul Arad. Am avut o discuție la nivel de instituția prefectului cu cele două consilii județene, Consiliul Județean Hunedoara și Consiliul Județean Arad, cu directorul Agenției de Dezvoltare 5 Vest, domnul Maxim, și încercăm să promovăm această investiție pe fonduri europene, pe principiul de a lega cele două căi de comunicație, Valea Mureșului și Valea Crișului, și cele două obiective turistice, Castelul de Săvârșin și stațiunea Vața Băi, ca să dăm o dezvoltare acestor două zone. Acest lucru reprezintă o nouă oportunitate pentru dezvoltarea turismului hunedorean, în contextul în care, pentru stațiunea Vața Băi, preluată recent de un investitor privat, există premise favorabile de a reintra în scurt timp în circuit.